Dornic să facă rost de un nou aliat în războiul cu Uniunea Sovietică ce se prefigura, Hitler încheie pactul anticomintern cu Japonia în noiembrie 1936. Japonia și începuse deja expansiunea colonială în Orientul îndepărtat în timpul ultimului deceniu al secolului al XIX-lea. Profitând de decăderea regimului imperial chinez, Japonia își stabilește prezența în Manciuria și ocupă Coreea. Victoria în fața Rusiei țariste din războiul din 1904-1905 o transformase în principala putere militară din regiune. În Japonia, sentimentele antioccidentale s-au amplificat odată cu efectele prăbușirii Wall Street și cu începutul crizei economice mondiale, iar o clasă de ofițeri, tot mai naționalistă, privea Manciuria și China cu aproape aceiași ochi cu care naziștii priveau Uniunea Sovietică, o masă de pământ și o populație de subjugat pentru a hrăni insulele japoneze. Conflictul sino-japonez a fost mult timp ignorat în analizele cu privire la cel de-al doilea război mondial. Început cu mult înainte de izbucnirea luptei din Europa, conflictul din China a fost tratat de obicei drept o problemă complet separată, cu toate că în decursul său a avut loc cea mai mare desfășurare de forțe terestre japoneze din Orientul îndepărtat și în el s-au implicat atât americanii cât și Uniunea Sovietică. În septembrie 1931, armata japoneză a creat incidentul de la Mukden, în care a aruncat în aer o cale ferată, pentru a justifica ulterior capturarea întregii Manciurii. Japonezii sperau să transforme regiunea într-o importantă zonă producătoare de hrană, în condițiile în care agricultura lor internă intrase într-un declin dezastruos. Au redenumit regiunea Manchukuo și au instalat un regim marionetă. Guvernul civil de la Tokyo, cu toate că era disprețuit de ofițeri, se simțea obligat să sprijine armata, iar Liga Națiunilor de la Geneva refuzase solicitările venite din partea chinezilor, care doreau sancțiuni împotriva Japoniei. Coloniștii japonezi, în cea mai mare parte țărani, vin în număr mare și au în stăpânire terenurile, cu încurajare din partea guvernului. Acesta dorea stabilirea 1 milion de gospodării ca ferme coloniale în următorii 20 de ani. Acțiunile Japoniei o izolează din punct de vedere diplomatic, însă țara exultă. Acest lucru marchează începutul unui curs fatidic, atât în expansiunea în teritorii străine, cât și în influența militară asupra guvernului de la Tokyo. O administrație mai agresivă preia conducerea, iar armata japoneză își îndreaptă atenția către vecinul său sovietic din nord și aruncă priviri spre sud, în Pacific. Țintele erau coloniile din Orientul îndepărtat ale Angliei, Franței și Olandei, cu câmpurile de petrol ale Indiilor de Est olandeze. Impasul în care se aflau forțele japoneze este întrerupt brusc la 7 iulie 1937 de o provocare japoneză la podul Marco Polo. Armata imperială din Tokyo îl asigură pe împăratul Hirohito că China poate fi înfrântă în câteva luni. Sunt trimise și întăriri și începe o campanie teribilă, provocată în parte de un masacru al chinezilor asupra unor civili japonezi. Armata imperială se dezlănțuie, însă războiul sino-japonez nu s-a terminat cu un triumf rapid, așa cum estimaseră generalii din Tokyo. Violența îngrozitoare a atacatorului a determinat o rezistență dârză. Hitler nu a ținut cont de această lecție 4 ani mai târziu, în timpul propriului său atac împotriva Uniunii Sovietice. Japonezii erau furioși pentru că Uniunea Sovietică îl susținea pe inamicul lor chinez, nu doar economic, ci și cu tancuri T-26, cu un număr mare de consilieri militari și cu escadrile de voluntari. De asemenea, armata japoneză era obsedată de amenințarea bolșevismului, iar după semnarea în noiembrie 1936 a pactului anticomintern între Germania și Japonia, tensiunile de la frontiera mongolă dintre armata roșie și armata japoneză sporiseră. Conflictul se intensificase considerabil în urma unei succesiuni de ciocniri de la graniță din 1937 și a confruntării majore din 1938, incidentul Changku Feng, la 110 km sud-vest de Vladivostok. În jurul orei 5:30, în dimineața zilei de 13 iunie 1938, o patrulă formată din doi oameni ai poliției din Manchukuo au zărit o siluetă suspectă, care se furișa în ceața dimineții de-a lungul zonei de frontieră care despărțeau RSS-ul de Manciuria, aflate la circa 120 de km sud-vest de Vladivostok. Când polițiștii japonezi l-au somat, intrusul a ridicat mâinile și a început să vorbească repede în rusă. Părea foarte fericit să fie dus în arest la sediul poliției japoneze de frontieră, unde a fost jovial și vorbăreț. Bărbatul purta un impermeabil civil, iar sub acesta o uniformă completă și medalii de general sovietic. Dar acesta nu era militar.
Conform cărții sale de identitate, bărbatul era Genri Samuilovici Liușcov, comisar pentru securitatea statului clasa a treia, comandant în cadrul NKVD-ului pentru întregul Extrem Orient sovietic. Printre lucrurile personale ale lui Liușcov se afla și o cutie de mașină de scris, pe care o umpluse cu numeroase documente militare ultrasecrete, care conțineau detalii despre unitățile forțelor armate sovietice, bazele aeriene, posturile de frontieră și fabricile care lucrau pentru armată din Extremul Orient. Sub cea mai strictă supraveghere posibilă, dezertorul de seamă a fost dus în mare secret la biroul securității statului Manciuco, apoi la Seul și apoi în cele din urmă la Tokyo. Liușcov a fost ofițerul cu cel mai înalt grad din NKVD care a fugit din Rusia lui Stalin. Până la momentul dezertării, cariera sa în poliția secretă fusese meteorică. Născut la Odessa în 1900, Liușcov își făcuse un renume de luptător însetat de sânge, cât timp activase mișcarea clandestină bolșevică din Crimea, în perioada războiului civil. La vârsta de 20 de ani, fusese promovat în funcția de comisar politic de brigadă. În 1920, intrase în recent înființată poliție secretă a lui Dzerzhinski și lucrase o perioadă sub acoperire în Germania. În 1934, Liușcov era adjunctul departamentului politic secret al NKVD-ului din Leningrad, unde condusese personal ancheta în cazul asasinării lui Serghei Kirov, conducătorul bolșevic a cărui ucidere îi servise drept pretext lui Stalin pentru începerea terorii. Liușcov le-a spus japonezilor care îl prinseseră că începuse, în timpul investigațiilor sale asupra asasinării lui Kirov, să aibă îndoieli în legătură cu așa zisele deviații ale Uniunii Sovietice de la adevăratul leninism. Adevăratul motiv pentru care Liușcov fugise în 1938 fusese acela că auzise că în curând avea să fie și el mistuit în Marea Epurare. Ironia era de proporții, întrucât, după spusele sale, el însuși fusese trimis de către Stalin la Vladivostok, cu scopul de a ordona epurarea celor mai înalte cadre militare și de partid din districtul militar al Extremului Orient. Aranjase personal executarea peste 5.000 de așa zis dușmani ai poporului, înainte să-și dea seama că în curând avea să urmeze și el. Unul dintre cele mai fascinante episoade din mărturisirile pe care le-a făcut Liușcov japonezilor este relatarea discuției avute între patru ochi cu Stalin la Kremlin în primăvara anului 1938, care ne oferă o bună înțelegere a stării de spirit a dictatorului în perioada de dinainte de război. După spusele lui Liușcov, Stalin acceptase că războiul cu Japonia era inevitabil și că Extremul Orient avea să devină în mod categoric un teatru de război. Misiunea lui Liușcov era aceea de a curăța armata din cea mai îndepărtată regiune a Uniunii Sovietice de toți spionii și de toate elementele pro-japoneze, mai ales de cei care avuseseră legătură cu mareșalul Tuhachevski, recent executat. Pe scurt, Liușcov le spusese celor care îl prinseseră că forțele sovietice din Extremul Orient nu erau pregătite pentru operațiuni active, din cauza că nu aveau personal la nivelurile cele mai înalte de comandă, în mare parte ca urmare a epurării, nu aveau pregătire suficientă și structură logistică și se bazau pe o artilerie și pe o aviație nefuncțională. Mii de soldați proveniți din rândurile țăranilor își văzuseră familiile desproprietărite și înfometate de colectivizarea recentă și de eliminarea fizică a culacilor. Marina sovietică nu avea suficiente vase, centrele de reparații erau slab echipate, iar submarinele erau defecte. Căile ferate ruse erau în stare de haos din cauza șinelor care se dezintegrau, a cărbunilor de proastă calitate, a lipsei de locomotive și din cauza faptului că extrem de mulți administratori experimentați fuseseră arestați. Dar cea mai catastrofală dintre toate fusese afirmația lui Liușcov potrivit căreia cei de la vârful conducerii din Extremul Orient Sovietic credeau că, în condițiile în care Japonia era atât de profund implicată în China, sosise momentul să se pună capăt epurărilor constante și să slăbească puterea lui Stalin prin lansarea unui atac preventiv asupra Japoniei. Tabloul pe care îl pictase Liușcov era unul periculos de ispititor pentru japonezi, un amestec de temporară slăbiciune sovietică combinată cu certitudinea evidentă a unei intensificări a efortului militar sau chiar a unui atac sovietic iminent în viitorul apropiat. Tot ceea ce generalul trădător le spusese japonezilor sugera înțelepciunea unei lovituri imediate împotriva Extremului Orient Sovietic, cât timp acesta era într-o stare precară. Dar arhivele militare sovietice de la Moscova dezvăluie că, de fapt, rușii, nu japonezii, au provocat prima confruntare militară dintre Armata Roșie și japonezii în Manciuria. Pe 6 iulie 1938, armata japoneză a decodat un mesaj aparținând unui comandant rus, sugerând că anumite înălțimi strategice și o secțiune slab definită a frontierei sovieto-manciuriene să fie ocupate și întărite.
Mai multe mii de soldați au fost transportați pe înălțimile Changkufeng, unde au început să sape tranșee și să instaleze garduri cu sârmă ghimpată. Atașatul militar japonez la Moscova le-a cerut sovieticilor să se retragă. Când rușii au refuzat, aproximativ 1500 de soldați japonezi au lansat un raid nocturn cu scopul de a recuceri înălțimile, ucigând 45 de soldați sovietici și scoțând din uz mai multe tancuri. Comisarul Poporului pentru Apărare, Kliment Voroshilov, a dat ordin armatei I sovietice de coastă și flotei Pacificului să fie gata de luptă. Un contraatac sovietic masiv era în plină desfășurare. Sovieticii au tras mai multe proiectile într-o zi decât a putut trage armata japoneză într-o săptămână, deși pierderile sovietice au fost de cel puțin 2000 de oameni în timpul atacului. În curând a devenit clar că, fără o desfășurare masivă de forțe de pe frontul chinez, japonezii nu puteau păstra înălțimile, în ciuda consilierii oferite personal de binevoitorul Liushkov în altului comandament japonez pe durata campaniei. Pe 11 august, japonezii care nu mai voiau să transforme incidentul într-un război în toată regula au părăsit înălțimile în favoarea sovieticilor victorioși. Incidentul Changkufeng le-a oferit ambelor tabere lecții importante, toate, așa cum s-au dovedit, greșite. Rușii au ajuns la falsa concluzie că japonezilor le lipsea voința și priceperea de a lupta cu trupele sovietice în Manciuria, iar japonezii au ajuns la concluzia că rușii aveau o agresivitate patologică și că erau înclinați spre distrugerea recent înființatului imperiu colonial japonez din Asia. Mai mult decât atât, strategii militari de la Tokyo ajunseseră la convingerea că doar un atac preventiv în forță și la un moment și într-un loc ales de Japonia putea opri expansiunea sovietică. Liderii armatei Kwantung, cel mai prestigios grup militar din cadrul armatei imperiale japoneze, erau frustrați din cauza șovăielii împăratului Hirohito din august 1938 de a le răspunde în forță sovieticilor. Aroganța lor se baza pe presupunerea greșită că Uniunea Sovietică nu va riposta, astfel că cer mână liberă să acționeze așa cum considerau necesar în toate incidentele viitoare de la graniță. Motivele acestora erau bazate pe interese proprii. Un conflict de nivel scăzut cu Uniunea Sovietică ar forța Tokyo să sporească rândurile armatei Kwantung, nu să le reducă. Se temeau că unele dintre divizii ar fi fost altfel trimise în sud, să lupte cu armatele naționaliste chineze. În rândurile statului major imperial din Tokyo, exista un anumit sprijin pentru viziunea agresivă a liderilor Kwantung, însă marina și politicienii civili erau profund îngrijorați. Presiunea din partea Germaniei naziste asupra Japoniei de a considera Uniunea Sovietică drept inamicul principal îi neliniștea. Aceștia nu doreau să se implice într-un război în nord, la granițele mongole și siberiene. Această scindare a dus la căderea guvernului. Însă tensiunile din rândurile înalților oficiali și ale cercurilor militare nu au scăzut, mai ales că izbucnirea războiului în Europa devenea iminentă. Armata și grupurile de extremă dreapta anunțau neîncetat ciocniri la frontierele nordice, al căror număr era de obicei exagerat, iar armata Kwantung, fără să informeze Tokyo, a emis un ordin prin care îi permitea comandantului misiune să acționeze cum considera de cuviință pentru a-i pedepsi pe criminali. Acest ordin a fost aprobat sub așa zisa prerogativă a inițiativei din teren, care permitea armatelor să-și mute soldații din motive de securitate în interiorul propriului teatru de operațiuni, fără a consulta statul major imperial. Incidentul Nomonhan, pe care Uniunea Sovietică l-a numit ulterior bătălia de la Halhin Gol, după numele râului, a început la 12 mai 1939. Un regiment de cavalerie mongol a trecut Halhin Gol pentru a-și paște cai, apoi a înaintat la 20 de kilometri de râu pe care japonezii îl considerau graniță către satul Nomonhan, pe care Republica Populară Mongolă îl considera linia de frontieră. Forțele manciuriene din armata Kwantung i-au împins înapoi către Halhin Gol, apoi mongolii au contraatacat. Ripostele din ambele direcții au continuat timp de aproximativ 2 săptămâni. La Moscova, Jukov afla că urma să meargă în statul satelit sovietic Mongolia Exterioară. Acolo urma să preia comanda Corpului 57 al trupelor speciale, aparținând atât Armatei Roșii cât și forțelor mongole, pentru a împinge înapoi armata imperială japoneză. Stalin era furios din cauza rezultatelor slabe ale comandantului local. Amenințat de Hitler cu războiul în vest, dorea să pună capăt provocărilor japoneze din statul marionetă Manciuco. Rivalitatea dintre Rusia și Japonia data încă din perioada țaristă, iar înfrângerea umilitoare suferită de Rusia în 1905 nu fusese fără doar și poate uitată de regimul sovietic.
Sub Stalin însă, forțele din Orientul îndepărtat fusese întărite foarte mult. Armata Roșie aducea întăriri. La 28 mai, forțele sovietice și mongole distrug o divizie japoneză de 200 de oameni și câteva blindate vechi. La jumătatea lui iunie, bombardierele Armatei Roșii atacă mai multe ținte, în timp ce forțele terestre ale acesteia înaintează în Nomonhan. Curând, evenimentele se precipită. Unitățile Armatei Roșii din zonă sunt întărite cu soldați din districtul militar Transbaikal, așa cum ceruse Zhukov, după sosirea sa la 5 iunie. Problema principală cu care se confruntau forțele sovietice erau că acestea operau la peste 650 de kilometri de cel mai apropiat cap de cale ferată, ceea ce însemna un efort logistic uriaș, cu mașini pe drumuri înfundate, atât de rele încât călătoria dus-întors dura 5 zile. Această dificultate formidabilă i-a făcut pe japonezi să subestimeze puterea de luptă a forțelor pe care le aduna Zhukov. La Nomonhan este trimisă divizia 23 a generalului locotenent Komatsubara Michitaro și o parte a diviziei 7. Armata Kuantang cere o prezență aeriană sporită pentru a veni în sprijinul soldaților săi. Acest lucru provoacă îngrijorare la Tokyo. Statul major imperial trimite un ordin prin care interzice contraatacurile și anunță că unul dintre ofițerii săi vine la fața locului pentru a face un raport asupra situației. Aceste vești îi determină pe comandanții Kuantang să încheie operațiunea înainte să fie blocați. În dimineața zilei de 27 iunie, aceștia își trimit escadrilele să lovească bazele sovietice din Mongolia exterioară. Statul major de la Tokyo se înfurie și trimite o serie de ordine, interzicând orice activitate aeriană. În noaptea de 1 iulie, japonezii traversează Halhin-Gol și cuceresc un deal strategic, amenințând flancul sovietic. Însă după 3 zile de lupte grele, Zhukov îi împinge înapoi peste râu, în urma unui contraatac cu tancuri. Apoi ocupă o parte din țărmul estic și își începe marea diversiune, ceea ce Armata Roșie numea Maschirovka. În timp ce Zhukov pregătea în secret o ofensivă majoră, soldații săi lăsau impresia că pregătesc o linie defensivă statică. Sunt trimise mesaje prost codificate, în care se cer tot mai multe materiale pentru cazemate. Fluturaș cu titlul Ce trebuie să știe soldatul sovietic despre apărare erau distribuiți în cantități uriașe pentru ca unii să cadă în mâinile inamicului. În acest timp, Zhukov aducea în timpul nopții tancuri pentru întăriri, iar șoferii săi de camion erau epuizați transportând rezerve de muniție pentru ofensivă pe drumurile îngrozitoare dintre front și capătul de cale ferată. La 23 iulie, japonezii atacă în forță, însă nu reușesc să spargă linia sovietică. Propriile probleme de aprovizionare îi sileau să mai aștepte o vreme înainte să fie gata să lanseze un al treilea atac, însă nici nu bănuiau că forțele lui Zhukov ajunseseră la 58.000 de oameni, la care se adăugau aproape 500 de tancuri și 250 de avioane. La ora 5.45, în dimineața zilei de duminică, 20 august, Zhukov lansează atacul surpriză, întâi cu un bombardament de artilerie de 3 ore, apoi cu tancuri și avioane, dar și cu infanterie și cavalerie. În timp ce infanteria sovietică, ce includea 3 divizii de infanterie și o brigadă de parașutiști, lupta din greu în centru, ținând piept majorității forțelor japoneze, Zhukov trimite 3 brigăzi blindate și o divizie de cavalerie mongolă din spate, într-o manevră de învăluire. Printre tancurile sale, care traversau în viteză un afluent al râului Halhin-Gol, se numărau modelele T-26, folosite în războiul civil spaniol în sprijinul republicanilor, și prototipuri mult mai rapide a ceea ce ulterior avea să devină modelul T-34, cel mai eficient tank mediu din al doilea război mondial. Tancurile învechite ale japonezilor nu aveau nicio șansă. Armele lor nu aveau proiectile care să pătrundă prin blindaj. Infanteria japoneză, cu toate că nu avea arme antitank eficiente, luptă cu disperare. În ciuda hotărârii japonezilor de a nu se preda, tacticile și armamentul învechit ale armatei Kuantang au dus la o înfrângere umilitoare. Forțele lui Komatsubara sunt încercuite și distruse aproape complet într-un masacru prelungit, soldat cu peste 60.000 de victime. Armata Roșie are aproape 8.000 de morți și puțin peste 15.000 de răniți. În dimineața zilei de 31 august, bătălia se încheia. Pe durata acesteia, la Moscova, se semna pactul Ribbentrop-Molotov, iar la finalul ei, soldații germani se mobilizau la frontierele poloneze, gata să înceapă războiul în Europa. Ciocnirile izolate au continuat până la sfârșitul lui septembrie, însă Stalin, având în vedere situația la nivel mondial, decide că era mai prudent să accepte cererile japonezilor de încetarea focului. Un scurt război victorios, provocat de Japonia și câștigat în mod decisiv de URSS, a
fost exact ceea ce Stalin avea nevoie ca să taie din rădăcină ambițiile japoneze de a invada Uniunea Sovietică. Războiul de acum uitat, de la Nomonhan, urma să aibă repercusiuni profunde. Bătălia i-a adus lui Zhukov primul din cele patru titluri de erou al Uniunii Sovietice. Japonezii sunt zguduiți de această înfrângere neașteptată, în timp ce inamicii lor chinezi, atât naționaliști cât și comuniști, prind curaj. Mai important a fost efectul pe care l-a avut conflictul la Tokyo. Umilința suferită de armata Kuantang a întărit grupul de atac sudic, condus de marina militară, care susținea că Japonia trebuie să-și atace vecinii din Asia și să lase URSS-ul în pace. Reticența japonezilor de a risca încă o înfrângere din partea armatei roșii avea să devină un factor decisiv în deznodământul viitorului război mondial. În aprilie 1941, spre disperarea Berlinului, se semnează un pact de neagresiune sovieto-japonez, doar cu câteva săptămâni înainte de operațiunea Barbarossa, invadarea Uniunii Sovietice de către Germania. Astfel, bătălia de la Hal-Hingol a avut o influență majoră asupra deciziei ulterioare a Japoniei de a acționa împotriva coloniilor Franței, Olandei și Angliei în Asia de Sud-Est și chiar împotriva Marinei Statelor Unite în Pacific. Refuzul ulterior de la Tokyo de a ataca Uniunea Sovietică în iarna lui 1941 avea să joace un rol critic în momentul de cotitură al războiului, atât în Orientul Îndepărtat, cât și în lupta pe viață și pe moarte a lui Hitler cu Uniunea Sovietică.